Bine v-am găsit la un nou video! Astăzi vom discuta despre 3 ETF-uri în care putem investi pe termen lung și acestea sunt unele din cele mai interesante ETF-uri pe care le-am analizat până acum și în care aș dori să investesc. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile noastre videouri. Și de asemenea, dacă o să vă placă videoul acesta, nu uitați să apăsați butonul de like și să-l trimiteți și prietenilor pentru a ajuta ca acest video să ajungă la cât mai multe persoane. Informațiile acestui video, dacă vi s-au părut utile. Să îi dăm drumul. Vom analiza 3 ETF-uri, printre care un ETF ce investește în acțiuni globale, un ETF ce investește în companii din Nasdaq 100, în companii preponderente în tehnologie, și un ETF ce se bazează pe distribuția dividendelor, investește în companii ce oferă un procent, un randament mare pentru distribuția de dividende, companii tot din US. De asemenea, toate ETF-urile despre care vom discuta vor fi denominate în euro. Deci vom discuta doar pentru investiții în euro și de unde putem, cum putem investi în acestea. Să începem. Vom începe cu un ETF. Este vorba despre un ETF de la iShares. iShares Core, ce investește în companii globale. Am mai discutat despre acesta, dar voi face un scurt rezumat și aici. Practic, în ce se investește? După cum este menționat și aici, este o gamă variată de companii globale din 23 de țări dezvoltate. În principiu cuprinde cam 85% din acțiunile listate din fiecare țară. Din punct de vedere al performanței, dacă ne uităm pe randamentul analizat, vedem aici cifrele, vom vedea că de la început are un randament analizat de 10,98%. Pentru mai multe detalii puteți să vă mai uitați pe acest link, o să-l las în descriere, linkurile cu ETF-urile. Și să trecem la costuri, ce costuri ar avea acest ETF. După cum se poate observa, total expense ratio este de 0,20%. Total expense ratio este de 0,2%. După cum am mai menționat, este un total expense ratio bun din punctul meu de vedere. Ca și compoziție a acestui portofoliu, ce companii se găsesc? În principiu, cam acestea sunt locațiile companiilor și din punct de vedere al deținerilor se poate observa aici ponderea fiecărei companii deținute de acest ETF. Nu sunt numai companii din America, dacă dorim să le descărcăm pe toate putem descărca acest CSV și ne putem uita. Putem vedea sectorul și unde sunt localizate. Vedeți Elveția, Franța, Statele Unite, Canada, Germania, Japonia, sunt multe companii, dar ponderea acestora diferă. Cum putem investi în acest ETF? Dacă mergem jos să vedem listările, vom vedea aici pe fiecare bursă sub ce simbol, sub ce ticker este definit. Vedem că pe bursa din Germania putem găsi cu E1LDE. Putem investi prin intermediul XTB-ului în acest ETF. Nu vreau să fac nicio reclamă la XTB, nu am vreun acord cu ei, pur și simplu îl folosesc de vreun an, sunt mulțumit momentan de serviciile acestora și în companii internaționale investesc prin intermediul lor. Am mai încercat și prin Tradeville, dar aceștia momentan au comision de 0% și order size-ul este de un order size de minim 100 de euro sau dolari. Acesta se găsește sub simbolul E1L.DE
Aveți aici mai multe detalii despre acest ETF. Este cu acumulare în euro. Practic, distribuția dividendelor se vor regăsi în ETF, nu vor fi distribuite în cont. Practic, se reinvestesc automat și acesta este un lucru bun, fiindcă, din punct de vedere al taxelor, practic, nu va trebui să nu aveți obligativitatea să depuneți ceva doar în cazul în care ați vândut o acțiune, dar neavând activitate pe cont, adică dividendele intrate pe cont, nu aveți de ce să vă faceți griji în acest punct de vedere și dacă doriți să investiți pe termen lung, practic aceste dividende se vor reinvesti și vor avea parte de un efect de dobândă compusă. Vom face la final un calcul cu posibile randamente pentru fiecare ETF pe care îl analizăm. Vom lua un calcul pe un orizont de timp de 30 de ani cu investiție lunară de 100 de euro. Să vedem cam cât am avea la finalul acestei perioade investiționale. Vom trece la cel de-al doilea ETF. Acesta este un ETF, este vorba despre iShares Nasdaq 100 ETF. Vom investi prin cadrul XTB-ului, vom vedea la final. Să vedem în ce investește în acest ETF. În principiu, după cum spune și în această descriere, targetează acele companii mari, non-financiare, care sunt listate pe Nasdaq Stock Market. Și, practic, el încearcă să trecuiască performanța, să urmărească performanța indexului compus din 100 cele mai mari companii non-financiare listate pe Nasdaq. Să vedem puțin performanța acestui index anualizată. După cum se poate observa, în ultimii ani a avut niște randamente extrem de bune. Dacă vedem pe ultimul an 37%, 28%, pe 5 ani 26%, pe 10 ani 21% și de la început a avut un randament de 20,9%. Deci un randament extrem de bun. Vom trece în acest tabel randament de la început, care este de 10,98% pentru primul ETF discutat. În legătură cu cel de-al doilea, cel de la Nasdaq, vom trece 20,9% randament analizat. 9%, dar după cum știți, randamentele din trecut nu garantează și randamentele din viitor, dar orientativ să ne facem o privire de ansamblu asupra a ce ar însemna o investiție în aceste companii și dacă investim cu cap, ce ar presupune pe un orizont de timp de 30 de ani. Am discutat din punct de vedere al performanței, să vedem ce costuri ar avea acest indice. După cum se poate observa, total expense ratio este de 0,33%, care este puțin mai mare față de ETF-ul precedent care investea în companii globale, dar de asemenea este un expense ratio foarte mic, este de sub 1%. Din punct de vedere al companiilor în care se investește, după cum se poate observa, în principal este vorba de companii din tehnologie, dar nu numai, vom vedea puțin mai jos, este vorba și de companii de comunicare, sănătate și vedeți că ponderea este mai mare față de cea din ETF-ul precedent, 11%, 10% Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, PayPal și Adobe. Putem vedea aici lista detaliată. De asemenea, dacă ne uităm din punct de vedere al expunerii geografic, 98% sunt în America și China, câteva,
și din punct de vedere al sectorului, în sectorul tehnologiei, aproape 50%, jumătate sunt companii din tehnologie, communication, sănătate și niște ponderi mici al companiilor din alte sectoare. De asemenea, din punct de vedere al listărilor, putem vedea sub ce ticker sunt listate pe diverse burse. După cum se poate observa, pe bursa din Germania este listat cu xxrv.de și se poate tranzacționa în euro. De asemenea, putem investi prin el prin intermediul XTB-ului. Vedem că este cu acumulare în euro, după cum am menționat și la celălalt ETF. Acumulare în euro, practic, în momentul în care se distribuie dividendele, se vor redistribui, nu vi se vor vărsa în cont, ci se va adăuga la valoarea unității de fond din ETF. Și astfel se va aplica un efect al dobânzii compuse, practic se reinvestesc acele dividende. Am trecut în acest tabel care ar fi randamentul de la început. Să trecem la cel de-al treilea ETF pe care îl vom analiza. Este vorba de, eu am pus aici tickerele prin care investim la XTB. Este vorba de spid.de. Vom intra pe pagina lui. Este vorba despre un ETF de la SPDR, S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF, care este un ETF cu distribuție de dividende. Am ales acest ETF și cu distribuția de dividende, cu toate că prefer ETF-urile cu acumulare, fiindcă se reinvestesc automat și pentru acelea, având în vedere că nu am acces la acei bani, nu va trebui să plătim niște taxe în plus. Pe cea de distribuție de dividende va trebui să completăm, depinde ce politică are fiecare ETF în parte, dar va trebui să completăm să plătim niște taxe pentru aceste dividende. Și impozabile, e posibil ca unele să fie dublu impozitat. Dar sunt ok și cele cu distribuție în cazul în care dorim să investim în altceva, adică să nu se reinvestească în același ETF, sau mai dorim din când în când să mai retragem niște bani, să ne mai și bucurăm de aceștia, practic să culegem roadele investițiilor. Să trecem puțin și prin acest ETF, să vedem ce presupune. În principiu este compus, încearcă să urmărească performanța acelor acțiuni din America care au avut un randament ridicat al dividendelor. În principiu există un index, S&P High Yield Dividend Aristocrat Index, care este compus din acele acțiuni din S&P Composite 1500, cărora le-au crescut dividendele în fiecare an, timp de cel puțin 20 de ani consecutiv. După cum se menționează și aici, aceste stocuri, aceste acțiuni au avut atât capital de creștere și venituri din dividende. Să vedem puțin ce performanță a avut acest indice. Vom lua performanța analizată. Vom vedea că de la început acest ETF a avut o performanță de 12,97%. Și din punct de vedere al distribuției de dividende, vedem că are un randament de 2,15%. Ceea ce nu este un randament extraordinar, dar pentru având în vedere că acest ETF are și un randament de la început de 12,97% și dacă mai adăugăm și dividendele de 15%, este un randament destul de bun. Vom lua în considerare doar randamentul de aici. Randament de la început 12,9%. Sincer, nu știu dacă în acest randament este inclus și sunt incluse și dividendele, distribuția de dividende. Dar după cum am menționat, dividendele aceasta le puteți
reinvesti, dar dacă reinvestiți în același ETF, v-aș recomanda să căutați unul cu acumulare, fiindcă evitați dubla taxare sau taxarea pe dividendele care vă intră în cont, fiindcă nu prea este eficient să folosiți cu distribuție dacă investiți tot în același. Cu distribuție ați putea folosi dacă investiți în altceva sau dacă mai retrageți din roadele investițiilor. De asemenea, cum putem investi în acest ETF? Acesta se găsește sub simbolul de spid.de la XTB și, după cum am spus, este vorba de SPDR, S&P US Dividend Aristocrats ETF, care este cu distribuție în euro. Distribuția are loc la fiecare quarter, din câte mi-aduc aminte, dar ne putem căuta. Uitați, distribution frequency quarterly. Cum am putea investi în aceste ETF-uri de care am discutat? În principiu eu fac un dollar cost average. Am mai vorbit într-un tutorial despre această metodă de investiție, adică cu o sumă mică lunară încerc să investesc și dacă nu am cash disponibil să investesc în toate acestea, investesc pe rând în funcție de posibilități. Și ca și orizont de timp, îmi propun să investesc pe termen lung, nu vreau să scot acești bani din aceste ETF-uri, poate din cel cu distribuția de dividende, acele dividende în plus, să pot să mai mă diversific, să mai investesc eventual în anumite companii care mi se par cu potențial, sau să retrag acei bani dacă am nevoie de ei. Să trecem la niște calcule pe baza acestor randamente de la fiecare ETF în parte, să vedem cam cu cât am ajunge. Încercăm să ne facem un obicei, să calculăm pe 30 de ani, că investiția lunară de 100 de euro, de acum încolo, de la aceste videouri încolo, și videoul trecut am făcut asta, să ne dăm seama așa cam de ce înseamnă efectul dobânzii compuse și ce ar însemna aceste randamente în viitor. Vom căuta Compound Interest Calculator, un calculator al dobânzii compuse. Vom porni cu balanța de 0. Interest rate-ul vom lua de aici, pentru cel în care investește în companii globale, 10,98%. Noi vom lua cu 10,9% pe un orizont de timp de 30 de ani. Compound interval să fie anual, când are loc compunerea. Și cu 100 de euro investiții lunar și vom da un calcul simplu. Vedem că după 30 de ani, cu o investiție de 100 de euro, cu 10,9%, vom avea o valoare finală a portofoliului de 245.000, valoare finală a portofoliului. De 245.000 de euro, cu doar 36.000 de euro investiți. Și vom calcula același lucru pentru celelalte două ETF-uri. Practic cu un randament de 20,9%, să vedem unde vom ajunge. Cu un randament de 20,9% pe 30 de ani. Vom da din nou să calculăm, să facem un calcul. Vedem, despre ce sumă este vorba. Dacă am avea un randament de 20,9% pe 30 de ani, cu 100 de euro investiți lunar, cu 36.000 de euro investiți, vom avea 1.800.000 de euro. Vom pune și aici acest
această sumă și vom căuta și pentru randamentul de 12,9%, să vedem ce ar însemna 12,9% pentru cel de-al treilea ETF. Vedeți că cu o investiție de 36.000 de euro vom avea un portofoliu final de 364.000 de euro. După cum se poate observa, se observă diferența de doar 2% timp de 30 de ani, ce înseamnă din punct de vedere al portofoliilor. Este aproape o diferență de 100 și ceva de mii de euro, deci doar pentru un 2% randament în plus. Și vedeți ce înseamnă un randament de 21% diferența aceasta pe 30 de ani. Din punct de vedere al investițiilor, cum mi-aș dori să procedez, nu aș investi doar în acțiuni, acestea pot avea și scăderi în perioade de criză. M-aș axa și pe obligațiuni, voi face videouri și despre investiția în obligațiuni și în ETF-uri pe obligațiuni, pentru a ne diversifica portofoliul și a modera riscul. Și din punct de vedere al strategiei obligațiunilor, eu urmez strategia de încerc să urmez strategia de vârsta în obligațiuni și diferența de la 100 minus vârsta în acțiuni. Deci practic noi dacă avem 30 de ani să investim 30% în obligațiuni și 70% în acțiuni. Și pe măsură ce creștem în vârstă, la 40 de ani investim 40% în obligațiuni și 60% în acțiuni pentru a ne diminua riscul. Dar de asemenea asta, cu acest procent se poate juca oricine în funcție de gradul de risc la care este dispus să, gradul de risc pe care este dispus să-l tolereze. Acesta a fost video-ul de azi, sper că a fost util. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să-l share-uiți cu un prieten. Și dacă doriți să fiți la curent cu videourile mele, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu ele. Vă mulțumesc, la revedere!